Două percheziții au loc la această oră, una dintre ele la spitalul Whiting din capitală, într-un dosar ce vizează infracțiuni de abuz în serviciu în achiziția de echipamente de protecție anticovid. Acțiunea este organizată de către polițiștii din cadrul secției regionale de poliție transportul București. Și în Brașov, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați într-un dosar care vizează achiziții supraevaluate la spitalul de boli infecțioase din județ. Polițiștii de la transporturi sub coordonarea parchetului sectorului 1 au descins la spitalul CF Whiting, iar suspiciunile anchetatorilor se îndreaptă asupra conducerii. Desfășurarea perchezițiilor a fost confirmată de managerul spitalului. Procurorii au cerut mai multe documente legate de achiziții publice privind echipamente de protecție anticovid. Poliția Capitalei a deschis un dosar în care cercetează infracțiuni de abuz în serviciu, în achizițiile publice privind echipamente de protecție COVID-19. Aceeași situație și la Brașov. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați într-un dosar în care sunt vizate achiziții supraevaluate la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Potrivit DNA, a fost trimis în judecată în arest la domiciliu Cadas Iluna Marius Andrei, care la data faptelor era consilier județean și președinte al Comisiei pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte în cadrul Consiliului Județean Brașov. Totodată, el ocupă și funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. El a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, Marius Cristian Popa, care este consilier local în municipiul Săcele și administratorul unei firme, a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și complicitate la abuz în serviciu.